Bine ați revenit! Vă previn de la început că videoclipul de azi este cel mai speculativ dintre toate videoclipurile mele de până acum, așa că vă rog să înțelegeți că, spre deosebire de ceea ce fac de obicei, azi va fi vorba mai mult despre un exercițiu de imaginație decât despre ceea ce știm. Și vreau să fac acest lucru cu un triplu scop. Odată ca să demonstrez că știința nu îngrădește imaginația, ci dimpotrivă o dezvoltă. Apoi vreau să mai demonstrez odată că unele idei la care ajungem prin știință au apărut cu mult timp înainte, bineînțeles în prezentări și în contexte diferite. Am mai vorbit despre acest lucru în videoclipul Platon și mecanica cuantică. Și în al treilea rând vreau să arăt una dintre multele legături dintre fizica modernă și filozofie. Până acum vreo 100 de ani, fizica era considerată o știință care ne ajută să înțelegem interacțiunile și fenomenele din natură cu scopul de a realiza tot felul de dispozitive, mașini, mecanisme, motoare, vehicule, aparate și așa mai departe. Dar odată cu apariția teoriei relativității și a mecanicii cuantice și cu dezvoltarea astrofizicii și cosmologiei, a devenit evident că există legături strânse între fizică și filozofie și că unele ramuri ale filozofiei, mai ales metafizica, nu mai pot să facă abstracție de teoriile moderne ale fizicii. De pildă, tot mai mulți filozofi sunt de părere că informația are un rol mult mai important în existența Universului decât credem. Găsiți această idee și în materiale de pe acest canal, cum ar fi ce este realitatea, a exista, cum arată electronul, este lumea cuantică reală și altele. Această idee combinată cu dezvoltarea informaticii și realizarea de realități virtuale a condus la altă idee, aceea că poate Universul este virtual, că trăim într-o lume simulată pe un supercalculator. Am vorbit și despre acest lucru în videoclipul Universul Virtual. În continuare voi discuta câteva aspecte ale ipotezei Universului Virtual, dar vă rog să nu interpretați acest lucru ca pe o dovadă a faptului că aș fi convins că această ipoteză este corectă. Nu, există foarte puține lucruri de care sunt convins. Până la urmă, poate e unul singur, acela că exist în legătură cu toate celelalte, s-ar putea să mă înșel. Așa că habar n-am dacă ipoteza simulării e corectă sau nu, sau măcar care sunt șansele să fie corectă, dar vorbesc despre ea, deoarece îmi permite să fac o analogie interesantă, după cum veți vedea la sfârșit, între o doctrină filozofică și mecanica cuantică. Informatica ne-a învățat că dacă vrem să prelucrăm informație, avem nevoie de două lucruri, de hardware și de software. Adică avem nevoie de procesor cu toate accesoriile lui, dar și de programe, logică și matematică. Deci, dacă Universul este virtual, trebuie să existe ambele componente. Voi reveni la această idee, dar întâi să vedem unde este informația în ipoteza simulării. Să ne aducem aminte că atunci când încercăm să înțelegem lumea cuantică, ne dăm seama că nu vorbim despre obiecte asemănătoare celor pe care le cunoaștem prin experiență directă. Am publicat o întreagă serie despre acest aspect, numită chiar lumea cuantică. Particulele cuantice par mai degrabă informație decât ceea ce ne-am obișnuit să numim materie, adică substanță și câmpuri. Și cea mai bună dovadă este aceea că lumea cuantică nu ascultă de principiul realității, lucru dovedit prin experimente pentru care s-a acordat premiul Nobel. Am vorbit despre asta în videoclipul Sfârșitul realității. Așa că putem presupune că informația pe care o prelucrează supercalculatorul,
care produce realitatea virtuală pe care o numim Univers, este chiar conținutul lumii cuantice, particulele elementare. Dar particulele elementare sunt manifestări ale câmpurilor cuantice care umplu întreg universul. Deci câmpurile cuantice sunt suportul informației, iar informația este cea reprezentată de pachetele de unde care se plimbă peste tot prin aceste câmpuri cuantice fundamentale. Și pe baza acestei informații, supercalculatorul produce lumea virtuală pe care o numim Univers. Dar probabil ați observat că lipsește ceva. Lipsește software-ul. Avem calculatorul, supercalculatorul, care nu face parte, evident, din acest univers, din moment ce acest univers este o simulare produsă de el, o realitate virtuală. Deci avem hardware-ul, avem și informația, dar fără programe nu se întâmplă nimic. Ei bine, dacă ipoteza simulării este corectă, atunci software-ul este alcătuit, poate nu în totalitate, dar cel puțin o parte a lui, din ceea ce numim legile naturii. Așa că, în ipoteza simulării, fizica studiază software-ul care stă la baza a tot ceea ce există pentru noi. Software-ul suprem, legile naturii. Dacă vrem să înțelegem ce face un calculator, trebuie să înțelegem software-ul pe care îl rulează. Cred că acest lucru este evident pentru toată lumea, dar există în ipoteza simulării multe aspecte despre care nu putem face, cel puțin deocamdată, decât speculații. Două sunt mai importante și au o mai strânsă legătură cu metafizica. Atenție, vorbesc despre sensul filozofic al metafizicii, adică vorbesc despre acea ramură a filozofiei care încearcă să explice natura Universului. Primul aspect. Dacă există supercalculatorul care rulează programul numit Univers, atunci el a fost realizat cu un scop și există una sau mai multe ființe sau conștiințe sau inteligențe artificiale, poate, care îl folosesc. Iar aceasta presupune o interfață. Nu ne este de niciun folos un calculator care simulează o lume cu care nu putem interacționa și despre care nu știm nimic. Unde este interfața? După unii, putem presupune că interfața este ceea ce numim conștiință. Poate că această capacitate de a avea o experiență subiectivă a lumii în care trăim vine din afara Universului. Este legătura pe care o avem cu cei care urmăresc desfășurarea simulării. Poate cu cei care au realizat supercalculatorul și software-ul pe care îl rulează. Prin noi, ei pot urmări această lume și evoluția ei. Dacă e așa, conștiința nu este o manifestare a realității fizice. Nu este ceva ce apare în univers, este ceva ce vine din afară. Al doilea aspect este legat de scopul acestei simulări. Care este scopul? Ce vor să afle cei care au realizat-o? Aici imaginația își poate face de cap. Poate că vor să vadă cum ar funcționa un univers cu alte legi decât universul lor. Sau poate dimpotrivă vor să afle ce s-ar întâmpla în lumea lor, care are aceleași legi cu universul nostru, dacă ar interveni cine știe ce, ceva ce s-a întâmplat deja sau urmează să se întâmple în universul nostru, de pildă Big Bang-ul. Poate vor să vadă evoluția unui univers cu legi foarte puțin diferite de cele din lumea lor. Sau poate sunt atât de diferiți de noi, încât pot să înțeleagă ce înseamnă a exista pentru ființe foarte, foarte diferite de ei. Sau poate este formă de artă, ceva ce ține locul cinematografului din lumea noastră. Sau poate vor pur și simplu să se joace.
Sunt sigur că aveți și voi multe idei despre posibilul scop al acestei simulări. Și acum ajungem la filozofie. V-am spus de la început că nucleul unor idei la care ajungem pe calea științei a existat cu mult timp înainte ca știința însăși să existe. Oameni foarte inteligenți au intuit de-a lungul timpului unele lucruri care azi au devenit speculații științifice și au formulat idei, doctrine, filozofii, religii care prezintă analogii cu unele idei spre care ne conduce știința modernă. Așa se face, de pildă, că anumite doctrine filozofice orientale prezintă asemănări în unele privințe cu ideea universului virtual. De pildă, așa numita non-dualitate, care este o variantă modernă a unei doctrine filozofice care a apărut în India cu vreo 1100 de ani înainte, cu numele de Advaita Vedanta. Să vedem câteva aspecte ale non-dualității. Ea mai este numită și identitatea dintre văzut și văzător. Adică cel care privește este același lucru cu ceea ce vede. Ideea de bază este aceea că există un singur lucru, conștiința universală, căreia puteți, bineînțeles, dacă vreți, să-i spuneți Dumnezeu. Iar conștiința universală, infinită și abstractă, se concretizează, se manifestă în conștiințele pe care le numim individuale. Cu alte cuvinte, sinele nu există. Eul este o iluzie, este maya. Nu există conștiințe separate, toate sunt manifestări ale conștiinței universale. Iar ceea ce numim univers este imaginația aceleiași conștiințe. Deci eul, văzătorul și universul, văzutul, sunt același lucru. Foarte interesant este faptul că lucrurile despre care vorbește non-dualitatea sunt atât de greu de înțeles, nu pentru că ar fi complicate, ci dimpotrivă, pentru că sunt prea simple. E practic imposibil pentru un om obișnuit să interacționeze cu sute de lucruri, să se gândească la sute de lucruri, să fie înconjurat de sute de lucruri, să poată atinge starea în care să înțeleagă că toate acestea sunt unul și același lucru. Deci aceasta este ideea de bază, aceea că există un singur lucru, conștiința universală, iar multitudinea este o iluzie. Și este extrem de greu să ajungem la o înțelegere intuitivă a acestui lucru, iluzia multitudinii fiind prea persistentă. Dar, în esență, totul este extrem de simplu și se spune că am putea înțelege această extremă simplitate supremă doar dacă am putea atinge starea în care am reușit să nu mai simțim, să nu mai gândim și să nu mai dorim nimic, să avem doar conștiința faptului că existăm. Sau cum spunea cineva în glumă, să avem doar atâta viață cât să știm că n-am murit. Nu mă pot abține să nu vă spun și o idee a acestei doctrine care poate fi ușor legată de etică. Ea spune că ne apropiem de fericire nu atunci când dobândim ceva, ci atunci când renunțăm la ceva. Ce bine ar fi dacă ar înțelege ceva din această idee și cei care sunt veșnic nemulțumiți de ce și cât au. În concluzie, această doctrină ne spune că ceea ce există cu adevărat este doar existența. Restul este o iluzie. Iar în această simplă și pură existență nu există scopuri, dorințe și sensuri. Acestea din urmă sunt și ele rezultatul iluziei multitudinii. Și nu mai au sens când înțelegem că, de fapt, există un singur lucru.
Știu că printre cei care văd acest material sunt unii care știu cu siguranță mult mai multe decât mine despre non-dualitate. Eu nu sunt filozof, dar vreau să-i rog dacă vor să facă completări sau să critique ceea ce am spus, să nu uite că o doctrină filozofică sau religioasă nu este despre ceea ce știm, ci despre ceea ce credem. De altfel, există suficiente controverse legate de non-dualitate ca să nu mai avem nevoie și de altele. În final, vă prezint analogia despre care am vorbit la început, și anume, vă voi arăta că există asemănări între o ipoteză care s-a născut din fizică, matematică și informatică, ipoteza universului virtual, și o doctrină filozofică care a apărut cu mai bine de 1000 de ani în urmă, Advaita Vedanta. Vă prezint 5 asemănări. 1. În ipoteza simulării, universul este virtual. În non-dualitate, este o iluzie. Chiar dacă iluzia și realitatea virtuală nu sunt sinonime, cred că sunteți de acord că putem găsi multe asemănări între cele două. 2. În ambele cazuri, ceea ce numim conștiință nu face parte din univers, ci, dimpotrivă, universul este rodul unei conștiințe. Adică, în amândouă, imaginația, informația sunt cele care stau la baza tuturor lucrurilor. 3. În ipoteza simulării, cei sau cel, dar să spunem că sunt mai mulți, cei care au realizat simularea vor să cunoască sau să înțeleagă mai bine lumea noastră sau lumea lor sau amândouă. În non-dualitate, conștiința universală se concretizează în aparente conștiințe individuale pentru a cunoaște și înțelege concretul, limitatul, imperfecțiunea. 4. În ipoteza simulării există un software care produce toate fenomenele pe care le cunoaștem, care face posibilă simularea întregului univers, legile naturii. În non-dualitate există regulile impuse de conștiința universală. Și 5. În non-dualitate există un singur lucru, conștiința universală. În ipoteza simulării, bazată pe mecanica cuantică, există de asemenea un singur lucru, câmpurile cuantice care umplu universul și care s-ar putea să aflăm că de fapt sunt manifestări ale unui singur câmp, un câmp fundamental, unificator, sau să-i spunem un câmp universal, ca să semene numele mai mult cu cel al conștiinței universale. Pe scurt, avem următoarele legături prin analogie. În locul virtualității despre care ne vorbește știința, avem iluzia despre care ne vorbește religia non-dualității. În locul informației avem imaginația. În locul scopului de a cunoaște lumea, a noastră sau alta sau amândouă, avem cunoașterea concretului, a limitatului. În locul legilor naturii avem regulile conștiinței universale și în locul câmpurilor cuantice, care se găsesc peste tot, avem conștiința universală. Important este că această analogie nu face doar redenumiri, ci înlocuim, folosind această analogie, noțiuni care sunt opace la cunoaștere cu noțiuni despre care putem obține informații pe bază de experimente, măsurători și observații. Și în acest fel putem dezvolta, completa și verifica idei filozofice foarte vechi la care au ajuns marile minți ale omenirii de-a lungul timpului și lucrul cel mai important, putem să folosim aceste dezvoltări ale vechilor idei pentru a dobândi cunoștințe care să ducă mai departe progresul tehnologic. În concluzie, după cum vedeți, știința ne permite să dăm noi valențe unor idei filozofice vechi de mii de ani. Dacă ați avut impresia că fizica n-are nicio legătură cu filozofia,
atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!